Bună pot ziua. Să urc pe calul dumneavoastră. Mulțumesc. Călărim împreună. Te provoc. La ce? Te provoc să mă animi. Eu te provoc să prezentăm emisiunea Românii au talent. Și tu ce mă Te provoc să filmezi bine. De ce nu filmezi bine? Te provoc să filmezi bine. Adică vă provoc pe toți. Prin la prima stație. Never change. Luăm o scurtă pauză ca să înlocuiesc bateriile lui Pavel. După cum bine știți, Pavel funcționează pe baterii. Revenim în curând cu și mai mult talent. Și unde le băg? Ah, uite. Și virtute. Să vedem ce mânca și ce bea. Deci ești moț. Necăsătorit. De cum a precizat? Sunt necăsătorit. Adică... Aviz amatoare. Șmițele! Puteți să vă ridicați? Da? Nu, dar să vedem până unde ajungeți lui Smiley. Cum te cheamă? Diana și sunt din Republica Moldova. Nici nu se mă uită la mine. Ea nu, continuă. Se uită la interlocutor. Da, bine. Întreabă și tu ceva, să vezi că se uită la tine. Frați, surori, ai? Da. De ce te uiți la tine? Hai să vedem, bine. Ia, mai faci toată, vă rog, mai întreți o dată. Încă o dată, încă o dată, că trebuie să reluăm. 3, 2, 1, intră! Mamă! Cu toate că avem alături de noi o echipă de profesioniști, preferăm să ne ocupăm noi de toate detaliile. Nu că ne-am avea încredere, dar ne chinui talentul. Ia uite, un fir de praf. Stai. Stai, uite-l. Mic, dar enervant. Vă rog foarte mult să nu ne batem joc. Da. Ia, perfect. Uite aici, un pic. Perfect. Lacrimă. Da. Cristal. Exact. Dacă n-am fi noi, praful s-ar alege de scenă asta. Da. Hai. Gata. Și s-au spart 3 pahare. Domnilor și domnilor, aș vrea să vă spun că notoriul personaj Pavel Bartos îi se va face pielea de găină de fiecare dată când va apărea un bărbos cu păr pe piele. Nu înțeleg ce vrei, bomboane. Așa de fericit îți când vine să-mi dau palme. Deci nu mai pot. Faptul că prezint alături de Smiley, în primul rând că mă gândile la urechi, mă face să vibrez de fericire, să zic, da, sunt fericit. Eu prezint Românii au talent. Bun, bun. Începură să apară. Jos că e lumină. Are filme porno pe telefon. O am pe Johnny Depp, de ce vi-l arăt? Bă, chiar de prima dată când vedem așa ceva. În sezonul 7 se cântă foarte multă operă, lucru care ne bucură. Da, bineînțeles, pentru că și noi doi suntem mari cântăreți de operă. Da. Mai mult în duș, da. Ce-i drept. Pavel, tu ce ai interpretat în dimineața asta? Da! Mi-a intrat șampon în ochi! Bineînțeles, compus de mine. Da, și eu dimineața asta am cântat. Mi s-a luat iar apa caldă.
restul cuvintelor nu pot fi date pe post. Bineînțeles. Doi mai maestri ai operei de duș. Noi doi. Amândoi. Ce înseamnă să fii un actor bun? Eu acum joc un pian. Și fii atent, după aia cu piciorul. Nu se. Eu nu pot cu piciorul. Pa 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 pa. Curios ce este la sfârșit. Tot timpul când sunt momente de-astea de pictură, de ce? Nu știi? Stai așa și gândești, mamă, cum o să fie la sfârșit. Deci cei care se uită acum la televizor, sigur amețesc un pic. Am amețit deja uitându-mă, ești nebun. Eu am rezistat mai mult un pic. Deci cred că am dat 10 ture și m-am luat amețeala. Măi! Mamă! Bravo! Ține. Să fii p***. Cum să fie? Nu, așa mi-a zis cineva, că dacă zici că ești p***, înseamnă că să ești foarte bun. Hai! Cum? Așa am auzit. Cred că vine... Înseamnă ceva tare. Da. Cred că să fii de bine de la isteț. Ai zis că e cantul academic. Show five red white gold star. Hot jam too hot, too hot. Don't believe me, just watch. Come on. Ia una, bă, bă. Don't believe me, just watch. Go. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey. Coreografia ne aparține. Opa. Oh! Ia uite la. Ia uite la Florin. Dintr-o dată i-s-a făcut așa. Tu faci belly dance. Tu faci belly dance. Nu e adevărat. În chineză știi ceva? Franceză știi și în franceză? Știu și eu. Și în franceză. Miroa di mochiele blibo, chita de venie megalo. În germană știi ceva? Willst du bis der Toder scheide, freue sein füllern Tagen. Nein! Bună! Hello! Hai, hai, hai! Hai să trăiești! I'm a fantastic boy. Bă, deci băiatul ăsta muzical bază pusită să-i zic. Dar e singurul care a înțeles este Florin Călinescu. Când îi face bataghem noaptea. Noaptea. Sufăr de insomnie. Dacă nu e noaptea. Noaptea. Vorba aia, puneți niște tricouri de voi. Special din partea echipei. Special din partea echipei. Nu! De ce ați făcut asta, Pavel? Și să știți, este încă un motiv să spunem. Nu poate să ceva. Românii au talent! Băi, de bună! Băi! Asta a fost beatbox cu interpretare. Thank you.
fericită. Cred că e un vis, nu vine să cred. Nouă ne-ai dat o lecție. Mulțumesc. În primul rând, uitați-vă ce om pozitiv este acest copil.